Ați observat vreodată cât de liniștită și inocentă pare lumea IT-ului? Toți acei programatori care par a fi mai interesați de coduri și tehnologie decât orice altceva, dar fiecare pădure are uscăciunile ei. Cum sună următoarele? Și țin să menționez că acestea sunt doar citate. Cea mai înfiorătoare crimă petrecută în județul Hunedoara. Măcelarul. Cadavru tranșat. Nu are cum să fie din România, nu? Haideți să citim un fragment dintr-un articol publicat de Adevărul de acum câțiva ani. În perioada 14-16 decembrie 2007, pe malul râului Mureș au fost găsite în mâl mai multe părți ale unui cadavru uman. Au fost descoperite astfel gamba și femurul unui picior stâng, aflate neambalate pe jos, un pachet de folie din plastic transparentă și un sac de plastic în care au fost găsite ambalate un cap cu partea superioară a gâtului, care aparține unei persoane de sex feminin și care mai păstra încă cercei și lănțișori la gât. Au mai fost găsite, tot ambalate în același fel, în alt colet și membrele superioare. În 16 decembrie 2007 s-a mai găsit neambalată o coapsă umană dreaptă, un os femur. În urma investigațiilor specifice cu privire la persoana dispărută, s-a ajuns la concluzia că resturile cadaverice aparțin Alexandrei David, din Petroșani, care a dispărut din data de 4 decembrie 2007, se arată în dosar. Nu mă las pe YouTube-ul să arăt așa ceva. Prea macabru. Dar dacă vrei să vezi ce au scris ziarele, ai clipul full pe Patreon, dar și articolele din ziar. Bună ziua, prieteni ai misterului! Astăzi vă aducem în atenție un caz terifiant care a șocat România și care a primit apelativul Cazul măcelarului din Hunedoara. Un adevărat caz de true crime care va ridica multe semne de întrebare și vă va ține cu sufletul la gură. Cine este autorul? Aurel Enea, profesor universitar cu dublă cetățenie română și americană, avea 38 de ani când a comis una dintre cele mai odioase crime din istoria recentă a României. O tânără de doar 17 ani a căzut victimă sadismului său, iar fragmente din corpul său au fost descoperite aruncate în Mureș. Cu un plan meticulos pus la punct, Enea a fost poreclit măcelarul din Hunedoara. Deși a fost arestat în 2007 ca principal suspect, a fost eliberat inițial din lipsă de probe. A fost momentul când s-a gândit că poate scăpa nepedepsit, dar asta până când poliția a găsit dovezi concrete în apartamentul său. În laptopul său au descoperit anchetatorii un document intitulat sugestiv Petroplan 00TXT, care conține instrucțiuni detaliate despre cum să comiți o crimă, cum să tranșezi un cadavru și cum să scapi de urme. În locuința sa au fost descoperite două cuțite, o pereche de colanți și o pilotă pe care existau urme din sângele adolescentei. Aurel Enea nu este un personaj obișnuit. Înainte de a-și găsi drumul în România, a fost cercetat în SUA pentru acte de sadism. Cu toate acestea, din nou, lipsa de probe l-a salvat de la condamnare. Enea a fost arestat în gara din Lugoj, iar de atunci nu și-a mai pus piciorul în vreo gară. A fost condamnat în 2010 la 20 de ani de închisoare și este acum închis de 12 ani. Inițial a fost lăsat în libertate din lipsă de probe, dar momentul eliberării sale a fost scurt, deoarece poliția a adunat suficiente dovezi pentru a-l readuce în fața justiției. Enea a fost închis în penitenciarul Deva și recent a devenit un autor prolific. Este în închisoarea aceasta de peste 5 ani. Tu unde ai stat 5 ani? Unde ai putea să-ți petrești 5 ani din viață închis? Personajul nostru se prezintă ca un individ cool și inteligent. Într-adevăr, un paradox al minții umane. Dar oricât de inteligent ai fi, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu există crima perfectă. Nu-i place să vorbească despre crima pe care a făcut-o. Acesta nu a recunoscut crima mulți ani după ce a fost condamnat. În schimb, vom vedea o perspectivă unică a izolării. Vom vedea profunzimea cu care descrie penitența. A fost condamnat în 2010, dar oare s-a schimbat el în acești ani de detenție? Oare aceste experiențe l-au reabilitat cu adevărat? Este o întrebare la care vom încerca să răspundem în continuare. Pentru omor calificat, după o carieră de succes ca informatician, am lucrat și am ajuns la extrema cealaltă, la cea mai gravă faptă și cea mai gravă condamnare. Vorba de o prietenă care am avut-o aici în 2007, în România venisem într-o vizită și un conflict în momentul respectiv și a dus la fapta asta care s-a întâmplat, care am făcut-o. Am făcut o crimă, da. Sigur că nici înainte, nici după nu m-am gândit la așa ceva.
Deci, în sensul ăla, în prezent nu mă consider criminal acum, dar dacă definiția ține cont de faptul că ai făcut o crimă, atunci da. Sentința a fost într-un moment foarte tensionat, toată perioada mi s-a părut tensionată. Aproape că orice se întâmpla era cu aceeași intensitate. Sigur, condamnarea fiind mare, 20 de ani, mi s-a părut că e fără sfârșit, parcă la momentul ăla. Ca și când am primit pedeapsa cu moartea pentru că am luat o viață. Cam asta mi-era echivalența în momentul respectiv. Păi, sunt 20 de ani puțin pentru o astfel de faptă. Am luat o viață, zise el. Poate că 20 de ani nu sunt îndeajuns. Să omor pe cineva care avea toată viața în față, să nu uităm că victima avea doar 17 ani, și să o mai fac și cu o cruzime ieșită din comun, nu știu dacă 20 de ani sunt îndeajuns. Voi ce ziceți? Poate că 20 de ani se pot măsura și nu e chiar sfârșitul vieții, dar asta era percepția aia, senzația care am avut-o. Deja făceam comparații cu alte cazuri din trecut, care știam că așa se pedepsesc și așa am primit-o, ca o lovitură fatală. După o perioadă de timp am început să realizez că, stai că de fapt nu e chiar la nesfârșit, există un termen și care se termină și după aceea. Și mai sunt ceva ani rămași de viață și după aceea. Nu e chiar așa de... Dar impactul prima dată a fost ca și când e pedeapsa capitală. În România nu este nimeni din familia mea, nu era nimeni prin zonă. Sunt peste ocean toți. În mod sigur, un șoc pentru toată lumea. N-am fost de față să le văd reacția, dar sigur că toată lumea afectată, atât familia victimei, cât și familia făptașului. O faptă cu efecte în toate părțile. Ca niște valuri din astea care se duc în toate direcțiile. Total vinovat. Iar în momentul respectiv nu mi s-ar fi părut nejustificat dacă chiar era pedeapsa cu moartea. Adică cumva așa cântăream lucrurile. Acum am realizat că totuși sunt lăsat în viață, se dorește ca să fiu reabilitat chiar, deci am altă perspectivă acum. Se uită la aceeași lucru la care mă uitam eu. Adică toți punctau lucruri care se observă, care sunt vizibile, care se pot contoriza. Ce se mănâncă, la ce oră se mănâncă, sau ceva de programul din penitenciar, cum e cazarea, ce distanțe, ce număr de nu știu ce. Aici el ne explica cum văd simpli deținuți închisoarea. Ne spune cum ei măsoară lucrurile simple, dar nu-și dau seama cum viața se scurge fără sens. Știu că din afară închisoarea poate părea un lucru destul de ok, în sensul că oricum stau în casă toată ziua și mă joc. Acolo mai primesc și mâncare gratis, etc. Dar el ne spune că nu e chiar așa. Ne spune lucrurile dintr-o altă perspectivă. Perspectiva sa complexă, care arată realitatea detenției. Pentru Aurel, un om care a trăit în libertate 30 de ani și care a văzut atât de multe, închisoarea înseamnă altceva. Adevărul despre penitenciar este că e un chin permanent. Adică fiecare oră din fiecare zi este o... Am auzit, m-am prefer să citez pe alții, cineva care a fost arestat 24 de ore, a povestit că a fost cea mai groaznică experiență. Ce ești tratat ca un animal. Te dezbracă, te percheziționează, îți monitorizează toate mișcările. Asta este senzația reală pentru 24 de ore. Un penitenciar e mult mai rău, pentru că stai mai mult de 24 de ore și perspectiva este de viitor tot în penitenciar. În penitenciar, odată ce se închid porțile, ai trecut dincolo, s-au închis ușile, deja este o presiune care se simte și nu o vede nimeni și nu poate spune sau de ce nu o spune. De asta apasă permanent, indiferent unde te afli, la ce ore ești în zi, aia există. Aproape nimeni nu vorbește despre ea și dă detalii și toată lumea se gândește la el, cum zic eu, dacă aș avea aceleași detalii, aș putea suporta, sigur că da. Dar esența, sigur că merită, toți care sunt aici, merită să nu vin degeaba. Chiar dacă aproape toți spun că sunt degeaba aici, dar eu nu cred că sunt degeaba.
Cred că lucrez în procese fabricate sau din ce am experimentat până acum. N-am avut contact cu justiția, dar este o problemă inerentă a sistemului. Adică nu este o problemă doar a penitenciarului ăsta sau doar că dacă am modificat lucruri X sau Y, dacă l-am lungit puțin sau dacă l-am face, a sistemului în toată România sau chiar și în afara țării, care, de exemplu, cum sună programul ăsta de dimineața, masa încă o dată la amiază, în penitenciar nu e așa. În penitenciar este o obsesie masa. Mănânci de stres. Nu-ți ajunge biscuiția până la 12, te îngrozești ce faci până la 12. A vrea să ronțe ceva în fiecare oră până la 12. Dar cel care aude și se gândește, a, păi și eu acasă mănânc biscuiți și un ceai. Afară, câteodată, poți să ignori masa complet. Merge o jumătate de zi și se întâmplă că ai uitat să mănânci. Auzi pe câte cineva spune, am uitat să mănânc. De ce? Pentru că ești implicat în alte activități, altă stare. Aici, datorită stării care vei aici, ești disperat pentru bucata de mâncare care o primești, nu-ți place, nu te satisface, ai face orice ca să primești mai mult și chiar fac orice ca să primești mai mult și devine singurul gând care este. Deci nu e deloc o poveste frumoasă sau... V-am spus că avem de învățat. Ei bine, acesta face o asociere interesantă. Cum odată cu înaintarea în vârstă, viața ne este conturată de emoție și empatie, iar în închisoare se întâmplă invers. În sensul în care aici apare dezumanizarea și încet încet revenim la instinctele animalice. N-ați înțeles? O sală de așteptare în care nici măcar n-ai două camere, când mergi la camera mică sau la bucătărie sau undeva, ești tot într-o singură cameră, toți deodată, tot timpul. Indiferent că cineva ar fi binevoitor și vrea să zugrăvească peretele sau vrea să nu știu ce să mai facă, tu ești în o singură cameră, nu te duci nicăieri. Când te culci dimineața, seara și dimineața, ai din stânga în dreapta un pat lângă tine. Ești expus celui de lângă tine, celui din partea cealaltă. Sunt numai paturi, alții ca și tine, mergi să te schimbi de haine, intri în pat, ești supravegheat. Dimineața te scoli, schimbi hainele din nou, ești supravegheat. Îți pregătești ceva de mâncare, iar ești supravegheat. Nu ți-n stânga, în dreapta, ești supravegheat. Nu știu, să mai faci orice iar în pat, din nou ești supravegheat. M-am gândit la o comparație cu animalele. Când un animal e închis, o pasăre închisă, și vine un intrus în cușcă sau bagă mâna în colivie. Deja e o reacție automată a animalului respectiv, se stresează, îl vezi că deja are o poziție, se încovoaie probabil, are o poziție așa, se zburlește tot, fuge într-un colț și dacă mâna rămâne în colivie o perioadă lungă de timp, este exact efectul care povesteam și cu camera în care intru și sunt permanent, nu este niciodată, tu ai starea respectivă și aia continuă, aia o vei avea în permanență. Din păcate, nu-i place să vorbească atât de mult despre crima pe care a comis-o. Dar, în schimb, mi se pare foarte interesant că desenează o imagine reală a închisorii. Și poate asta va ajuta pe mulți. Imaginea reală, cea pe care nu vrei să o vezi decât aici pe YouTube și pe care nu vrei să o simți pe pielea ta. Ce este acela un paradox? Să fii mereu singur, dar să te simți ca și cum mereu e cineva cu tine. Ce paralelă interesantă! Ați avut vreodată prieteni sau rude în vizită și ați avut gândul ăsta? Dar ăștia nu mai pleacă la ei acasă. E bine, gândiți-vă că în închisoare ați avea gândul ăsta mereu. Orice persoană care a venit aici, într-o perioadă de cât am măsurat eu, cam 3 luni de zile s-a transformat. Nu mai era persoana care a intrat deja. Deci cine sunt aici sunt o ladă de legume, sau să nu zic altceva. Niște ticuri nervoase, niște o agitație permanentă. Astea sunt lucruri care se văd la un deținut, la toți deținuții. Este distrugerea asta care se întâmplă din cauza unei perioade lungi într-un mediu nenatural. Afară, de exemplu, ai colegi și stai o perioadă 8 ore, probabil, colegi de muncă sau la școală sau unde stai. Nu stai tot timpul, poți să mergi pe stradă, te relaxezi, te reculegi sau te relaxezi în alt fel. Musafirii când vin acasă, pleacă după un timp și gazda rămâne acasă singură și în intimitatea proprie. E o necesitate umană. Afară ai fi fost în stare de 3 ori mai multe lucruri care le faci aici. Aici sunt oboseala, nu are energie, nu știu de ce, nu are
cum ziceam, de coordonate, memoria deja e fragmentată așa, linia temporală, nu face legături, nu, gândește doar în moment. E o teamă permanentă și asta se vede când la orice solicitare deținutul tresare. Chiar funcționează închisoarea? Oare chiar te adaptezi? Mi-aduc aminte când am fost arestat prima dată, vedem noi veniți, eram în arestul poliției, noi veniți, sufereau tare, cei tineri, în schimb, plângeau. Fiecare zi se jeleau zile în șir. Și era o durere, era un șoc pentru ei veniți aici. Și după ce am fost transferat la penitenciar, am cunoscut deținuți care erau la capătul mandatului. Deja mai aveau o săptămână, două pentru să se libereze. Și te-ai gândit că după ce termină tot mandatul, te bucuri că ești la sfârșit, ești la final. Și mi s-a părut interesant că erau foarte, insistau neapărat să știe în ziua eliberării, deci peste 2 săptămâni când era anunțată eliberarea, dacă ar putea afla și ora când se pleacă pe poartă. Și m-a impresionat lucrul ăsta, zic, ce mai contează și ora când ești pe poartă? Zic, a terminat un mandat, mai ai 2 săptămâni, ești chiar la final. Nu, pentru toți era foarte important. Și când îi întrebam, pe care puțin răstiți așa la mine, cum să nu predice, să știu de ce, la ce? Dacă plec dimineața, să plec după masă, să știu. Deci, fiecare oră, el nu s-a adaptat niciodată. Asta e diferența față de alte schimbări care le faci afară, că aici nu te adaptezi. Că mediul mai schimbă omul, mai merge într-un loc geografic sau în alte schimbări, mai sunt de mediu. Și se adaptează. Se spune că omul se adaptează cel mai bine. În penitenciar nu te adaptezi. Niciodată. Mai din cauza că este o lume așa de diferită și când ieși într-o lume diferită, te izbește cealaltă lume și mă gândesc că nici măcar amintire nu voi mai avea despre lumea asta. Poate o zi, două, maxim. Mă uitam, cei care se liberează și în camera, restul care rămân, mai discută pentru maxim o săptămână despre persoana respectivă. Și m-am gândit, dacă aici vorbești o săptămână afară, sigur că nici o zi nu mai ții minte. Aici ții puțin mai mult minte, dar și săptămâna e foarte puțin. Presupun că afară deloc. Poate din primii pași care îi faci, nu mai vezi strada, lumina, alte lucruri, deja atenția merge în așa de multe direcții că mai e loc și pentru amintirile vechi. Pare că nu-și va aminti timpul petrecut în închisoare. Stă 20 de ani în închisoare, e o bună parte din viața sa. Eu înțeleg că vrea să uite de ce s-a întâmplat și să-și continue viața. Dar cum să uiți după o săptămână 20 de ani de detenție? Nu știu cine ar putea face asta. Aurel Enea a fost trimis în judecată pentru omor calificat și profanare. În 19 ianuarie 2010 el a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare și la plata 200.000 de lei daună familiei victimei. Omul, fiindcă nu este conștient, din cauza asta, o mare parte din ei, chiar și eu, o mare parte din ei calcă legea din cauza că nu este conștientizată populația. Nu crede că se întâmplă, sau nu se gândește la lucrul ăsta. Cei care sunt semnalizați evită și nu vină. Credeți că dacă ați fi fost semnalizat, cum spuneți dumneavoastră, conștientizat, nu ați fi ajuns Și eu să și mare faceți ceea parte, ce ați și mare făcut? parte din populație, da. Adică este suficientă informarea din când în când. Să știi că, exact cum fac elevii, să știi că există penitenciar, să fii conștient că se întâmplă lucrul ăsta, ai călcat legea, există o lege, ajungi să fii pedepsit, ești condamnat și ajungi aici, uite unde ajungi. Și conștientizarea asta, să existe în tabloul tău, în imaginea ta și lucrul ăsta, atunci cred că e bine ce fac ei. Cred că în toate țările se întâmplă lucrul ăsta. Și că e un lucru necesar. Eu cred că ajungând presiunea asta permanentă este ceea ce adică groaza asta să fie cel mai groaznic lucru din viața ta. Am auzit recomandări. Dom'le, orice să faci numai aici să nu mai ajungi. Persoana care a ajuns aici și dacă se întâmplă nu știu ce, nu se compară cu durerea care este în penitenciar. De ce? Nu că te bate cineva, nu te lovește fizic. Este chinul ăsta insuportabil. În fiecare moment, în fiecare loc în care te afli, îl vezi la toată lumea, ți-l transmite înapoi, ție, tu transmiți la celălalt. Exact ceea ce l-aș numi și eu și literatura, un proces de dezumanizare.
care prevede că e chinuitor, este și gradual, deci prin și treptat, este, simți durerea mai mare, dezumanizarea. Nu pentru că vrea cineva, nu pentru că un gardian sau un angajat face ceva anume, însă și sistemul în sine. Eu cred cum devenim oameni în societate prin civilizarea noastră, devenim ceva, ceea ce ne face deosebit de animale. Suntem o perioadă de timp într-un anumit mediu, avem o experiență, ne formăm. E, procesul ăsta, când vin penitenciar, se derulează invers. Adică tot ce ai acumulat acolo, toate emoțiile care le-ai corelat și ce ai devenit eul unic, ai niște sentimente, ai o atitudine coerentă față de tot ce întâlnești în viață, aici procesul ăla exact merge invers. Și treptat omul își pierde prima dată identitatea, se trezește într-un loc care nu mai are mediul familiar care îl avea el. Plus experiențele lui care le avea cândva, aici nu mai contează niciuna. Deci, indiferent ce trecut ai avut, ce ai acumulat tu, te raportezi la ceva, o anumită experiență, anumită care ai avut, aici nici nu mai contează. Ești în alt mediu, nu mai e cel familiar, nici experiențele, nu mai e identitate. Și din cauza izolării astea pe o perioadă mai lungă, nu mai e nici personalitate. Este un proces de personalizare care îl simt eu. De personalitate, că nu mai e personalitate. Ești fără personalitate. Ești o legumă. Adică asta ajunge după un proces, după prea perioadă lungă de detenție, de la sine. Asta e fenomenul care îl pățește. Sau alții spun, ești prăjit. Adică, tu câți ani ai de penitenciar? Am 3 luni, apoi 3 ani. Atunci ești prăjit deja. Nici o infracționalitate, nici o infracțiune de niciun gen n-am avut, nici măcar tendințe. La 38 de ani am făcut una, cât toate zilele și de atunci sunt aici arestat. În România. Ați văzut cum la final înghite în sec și oftează? Face asta când spune în România. Hai să mai vedem o dată. De atunci sunt aici arestat. În România. Oare regretă fapta și de asta oftează? Sau regretă că a comis-o în România pentru că aici a fost prins? Vă reamintesc că el mai fusese cercetat pentru acte de sadism și în state, dar acolo nu a fost niciodată găsit vinovat, din lipsă de probe. Evoluție versus creație, 33 de argumente în favoarea teoriei științifice a apariției vieții prin evoluție. Apărută la editura Gutenberg Universe în 2015, aceasta a fost scrisă în penitenciarul din Arad. Hai să vedem un pic despre ce e cartea. Vedem aici adrese de contact, Enea Aurel, penitenciarul din Arad. Are și adrese de e-mail, are și un blog. Aici, la mulțumiri și dedicații, nu e trecut nimeni. Până la urmă, cu cine să te sfătuiești? Cu deținuții? Mai bine scrii tu singur cartea. Cât despre cuprins, cred că toate titlurile sunt interesante. Ideea e că acesta are o părere despre orice. Despre știință, despre religie, despre evoluție și despre scopul vieții. Pare o carte interesantă. Voi o să o citiți? Ei bine, te schimbă închisoarea? Credeți că pe Aurel l-a schimbat? Și acum, dragi prieteni, provocare pentru voi. Ce credeți? S-a schimbat cu adevărat Aurel Enea? Este pregătit să se întoarcă în societate? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Lăsați-ne gândurile voastre în comentarii și vom explora împreună acest mister îngrijorător. Vom reveni pentru a vedea gândurile voastre și pentru a discuta aceste aspecte împreună. Țin să precizez că acest interviu este acordat în cadrul emisiunii Condamnații, iar dacă vreți să urmăriți tot interviul, aveți link în descriere. Adevărul întotdeauna vă va ascunde mai mult decât pare la prima vedere. Până atunci, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a nu rata nicio actualizare. Psihologia Crimei vă urează o zi cât mai pașnică și lipsită de misteri întunecate. Zi faină!